Bună ziua, este ora 13. Vă mulțumesc foarte mult că ați ales să ne urmăriți. Cancerul, o afecțiune tot mai răspândită și descoperită în faze avansate cu puține șanse de vindecare, este o boală cu foarte multe forme și care afectează în mod diferit pacienții în funcție de mai mulți factori. O să discutăm din nou în această emisiune despre un anumit tip de cancer și anume mielomul multiplu. Vom afla mai multe informații despre impactul acestei boli asupra pacienților, metode de tratament și cauzele care duc la îmbolnăvire. Permiteți-mi să vă prezint invitații mei de la această oră. Doamna dr. Sorina Bădeliță este medic primar hematolog la Institutul Clinic Fundeni. Bună ziua, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Și cum deja v-am obișnuit, doctorul Nicolae Fotin, medic epidemiolog în platou. Bună ziua, vă salut și pe dumneavoastră. Bună ziua. Doctor. Eu sunt Aneta Sângiurzan, începe chiar acum 360 medicali. Și începem direct dezbaterile pentru că avem foarte multe lucruri de clarificat cu privire la această afecțiune. Doamna doctor, mă adresez dumneavoastră pentru început. Vreau să înțeleagă telespectatorii exact despre această formă de cancer și care ar fi felurile în care acest tip de cancer se deosebește de celelalte tipuri. Ce este mielomul multiplu și cine face diagnosticul acestei afecțiuni? Sigur, mielomul multiplu este o boală cronică hematologică, o boală malignă cronică, o boală complexă, caracterizată printr-o proliferare necontrolată a unor celule din măduvă numite celule plasmocitare, plasmocite, celule cu rol important în mecanismul de apărare al organismului, celule care la rândul lor produc o proteină numită component monoclonal, proteină monoclonală, care determină multiple complicații pacientului. La noi în țară, principalul medic care tratează această boală este medicul hematolog, dar toate specialitățile au un rol important în diagnosticul acestei boli. Este o boală care poate da multiple complicații, astfel că de cele mai multe ori pacientul ajunge la hematolog datorită unor complicații apărute, în principal anemia, oboseala, astenia fizică. Pacienții prezintă dureri osoase, ei se adresează medicului reumatolog, vin după multiple proceduri de fizioterapie, de kinetoterapie, prezentând dureri cronice, dureri în punct fix, neameliorate de antiinflamatoriile nesteroidiene sau de gimnastica medicală și în acel moment se adresează reumatologului pentru aceste dureri. O altă specialitate care de multe ori diagnostică acești pacienți sunt nefrologii. De multe ori apare complicația tip insuficiență renală, pacientul ajunge la nefrolog nemai putând să urineze, cu creșterea creatininei, cu greață, cu vărsături și de aici nefrologul, printre diagnosticele diferențiale, trebuie să caute și mielomul multiplu. Altă specialitate care poate diagnostica pacienții sunt ortopezii sau neurochirurgii. Pacienții pot ajunge la ortopedie sau la neurochirurgie cu fracturi pe os patologic, astfel încât atunci când se efectuează biopsia la reducția fracturii, se observă și se stabilește diagnosticul de mielom multiplu. Domnule doctor Fotin, vreau să îmi vorbiți puțin despre simptomele acestei afecțiuni. A enumerat doamna doctor câteva, așa a făcut o scurtă trecere în revistă. Vreau să le enumerăm puțin și să ne detaliați puțin acest aspect. Doamna doctor le-a enumerat pe majoritatea dintre ele. Aș relua însă faptul că este un tip de neoplazie hematologică, un cancer hematologic întâlnit preponderent la vârste de, în medie, 65 de ani. Doar 2% dintre pacienții diagnosticați au vârste mai mici de 40 de ani, care de multe ori sunt diagnosticați întâmplător la un set de analize uzual. În momentul în care apar simptomele, acestea debutează, cum a spus doamna doctor, cu această durere care are niște particularități și care
nu cedează la analgezicele și antiinflamatoarele obișnuite, care de altfel trimite pacientul către un medic pentru evaluarea stării de sănătate. Fracturile pe os patologic apărute din senin, fără neapărat să existe un traumatism, pot orienta către acest diagnostic. Insuficiența renală cauză a ceea ce menționa doamna doctor, legată de acumularea acelor proteine anormale, monoclonale, la nivelul rinichiului și afectarea funcției acestuia. Anemia, infecțiile recurente, hiperviscozitatea sângelui sunt ansamblu de modificări secundare determinărilor acțiunii acestor proteine pe care plasmocitele le secretă, le produc în mod anormal. Cam cât de ușor, doamna doctor, sau cât de dificil este pentru un medic să pună acest diagnostic în cazul unui pacient și m-ar interesa și ca durată de timp, cât durează un proces, pentru că foarte bine ați menționat mai mulți medici care sunt capabili să dea un astfel de diagnostic. Este un proces anevoios? Din păcate, da. În România este un proces anevoios. Pacientul trece prin mai multe specialități până să ajungă la medicul hematolog. Poate dura între 6 luni și până la un an diagnosticul de certitudine a unui mielom multiplu. Un rol extrem de important la medicii de familie care cunosc pacienții de ani de zile și atunci îi trebuie să-și pună un mare semn de întrebare când pacientul lor sănătos începe să prezinte anemie. Anemie, oboseală, la care dacă asociază și dureri osoase, atunci obligatoriu trebuie să se gândească și la un mielom multiplu. De asemenea, deși nu mai este uzual la nivel internațional folosirea VSH-ului, cu toții știm această analiză, și în România încă uzual se mai folosește, un cumul de anemie cu VSH crescut obligatoriu trebuie să te ducă cu gândul și la mielomul multiplu. Și aceste semne, luarea în calcul a acestor semne și acestor modificări pe analizele normale, obligatorii, atunci ar crește numărul pacienților diagnosticați și în România. Pentru că, în prezent, principala noastră problemă cu mielomul multiplu este subdiagnosticarea sau diagnosticarea tardivă în stadiul avansat de boală, în stadiul 3 de boală, când supraviețuirea pacientului practic se înjumătățește. Una e să vină pacientul la tine în stadiul 1 de boală și una e să vină în stadiul 3 de boală. Deci, practic, se pleacă de la medicul de familie. El este primul angrenat în acest proces. Sigur, medicul de familie cunoaște cel mai bine pacientul. Medicul de familie îl știe de ani de zile și poate să urmărească în timp evoluția acestuia. Există situații particulare în cazul în care vorbim de doar unul sau două simptome din cele pe care le-ați enumerat dumneavoastră mai devreme? Și atunci procesul de diagnosticare să fie și mai complicat? Sau există cazuri în care se confundă cu alte afecțiuni? Da, de cele mai multe ori el se confundă cu boli reumatismale. Pacientul, cu atât mai mult este pacient vârstnic, spune, ok, anemie, este în contextul unei boli inflamatorii cronice, unei boli unui reumatism cronic, de aici anemia și durerile. Acestea sunt principalele confuzii care apar în diagnosticul pacientului cu mielom multiplu. Am trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, doamna doctor, în care știm cu toții accesul pacienților la tratamente medicale, la medicația a fost îngreunat din cauza pandemiei de COVID-19 și vreau să vă întreb dacă în momentul acesta s-au schimbat în vreun fel lucrurile, pentru că ceea ce pare a fi o normalitate, nu la ce am revenit de o lună încoace, din anumite puncte de vedere nu s-a schimbat. Adică pandemia încă e prezentă, încă sunt probleme cu precădere în spitale, medicii încă sunt supra-solicitați. Așa este, noi n-am întâmpinat probleme deosebite la Institutul Clinic Fundeni, numărul nostru de pacienți, adresabilitatea către hematologie Fundeni a fost la fel ca înainte de pandemie.
Și chiar am avut mai mulți pacienți, iar acest lucru s-a datorat faptului că multe spitale s-au transformat din teritoriu în spitale suport COVID și atunci toți pacienții au venit către București și către Fundeni. În acest moment, în mare parte, din ce am discutat cu colegii noștri din țară, lucrurile s-au așezat și merg normal, ca înainte de pandemie, în ceea ce privește diagnosticul și accesibilitatea pacientului la diagnostic și tratament în spitale. Funcționează circuitele, adică noi nu am luat acest aer liber, dar încă păstrăm și suntem foarte atenți în tot ceea ce privește această infecție. Toți pacienții sunt testați, nimeni nu intră în spital nefiind testați și atunci riscurile sunt cât se poate de mici în acest moment. Dar tot din cauza pandemiei au existat pacienți a căror stare de sănătate s-a agravat pentru că tocmai nu au avut acces corespunzător la medicație, la tratament. Au fost perioade critice în vârful valurilor pandemice. Da, așa este, dar nu atât din lipsa accesului, ci și din teama adresabilității pacientului la spital. Tuturor pacienților le-a fost teamă că venind la spital se vor infecta. Și atunci nu au mai avut curaj să iasă din casă și au stat astfel încât este clar că pe perioada pandemiei marea majoritate, peste 85% din cazuri, au venit în stadiu avansat de boală, în stadiu 3 de boală, tocmai datorită temerilor apărute datorită infecției SARS-CoV-2. Accesul la tratament l-a avut orice pacient. Doar în primele 2-3 luni, la început, în februarie, martie, exact la început, când nu știam nimic, când s-a făcut lockdown-ul, atunci au fost întârzieri în acele 2-3 luni. Dar în rest, pacienții au avut acces la tratament normal. Domnule doctor Fotin, cum se monitorizează un pacient cu mielom multiplu și cât de frecvent? Acum mă gândeam la ce spunea doamna doctor legat de subdiagnosticare, ar trebui, pentru că eu sunt cu cifrele. Din datele epidemiologice existente, respectiv cele legate de incidență, în România ar trebui să existe aproximativ 1000 de pacienți diagnosticați anual. Conform unui registru, iată că pentru această boală există un registru începând cu 2019, conține un număr, sunt înregistrați în acest registru un număr de 500 de pacienți anual, ceea ce confirmă ce spunea doamna doctor legat de subdiagnosticare. Sigur că este dificil să pui diagnosticul de mielom multiplu, dar ăsta este și rolul emisiunii în această perioadă de conștientizare a acestei patologii cu ocazia Zilei Internaționale a Mielomului Multiplu. Legat de întrebarea dumneavoastră, sigur că vorbim de diverse tipuri de pacienți aflați în diverse stadii de boală. E adevărat că cei mai mulți se adresează și sunt diagnosticați tardiv. În mod normal, ghidurile recomandă, în funcție de tipurile și de gradele evolutive ale bolii, un anumit interval de timp, între 3-6 luni, dar care în realitate, pentru această categorie de pacienți, este modificat, pentru că, doamna doctor poate confirma, sunt pacienți care sunt dependenți oarecum de spital. Și asta datorită sau din cauza tratamentelor pe care trebuie să le urmeze, din cauza nevoii de sfaturi medicale aproape continue. Pentru că sunt pacienți, impactul psihologic al unei asemenea boli este important, mai ales în prima parte a bolii, până se încep tratamentele și până pacienții constată o îmbunătățire a evoluției, dar la început au nevoie de această monitorizare aproape lunară. Monitorizare permanentă și m-aș întoarce puțin la diagnosticare. Foarte bine ne-a explicat doamna doctor despre acest proces care pleacă de la medicul de familie, după care pacientul ajunge la un specialist și perioada de când pacientul ajunge la specialist până la diagnosticarea propriu-zisă este una lungă. Adică setul de analize și investigațiile care trebuie făcute până când aveți certitudinea ca specialiști că este vorba despre mielom multiplu.
Acum, din punctul meu de vedere, și doamna doctor poate confirma, odată ajuns la hematolog, diagnosticul se poate pune relativ repede. Problema este legată de perioada de timp de la debut al unor simptome care pot fi ușor confundate, cum spunea doamna doctor, cu alte afecțiuni inflamatorii, sau dacă ne referim la fracturile pe os patologic, eu știu care ajung de obicei într-o secție de ortopedie, unde se rezolvă chirurgical, acolo este important ca medicii să cunoască posibilitățile de apariția acestor fracturi pe os patologic și să îndrume pacienții către medicii hematologi, cei care pot pune diagnosticul de certitudine, dacă este cazul, pentru un mielom multiplu. Doamna doctor, aveți acces la metode moderne pentru diagnostic și pentru urmărirea pacienților cu mielom multiplu? Că tot vorbeam despre frecvența cu care aceștia trebuie să se prezinte la un medic specialist. Din păcate, în acest moment în România există o discrepanță mare între ce se poate face într-un centru universitar mare și ce se poate face în restul spitalelor județene și municipale. Dacă în București, în Iași, în Cluj avem posibilitatea să diagnosticăm și avem acces la tot ce înseamnă investigații, atât investigații de laborator cât și imagistice, în restul țării, din păcate, mai bine de jumătate din aceste investigații lipsesc din uzanța spitalului de a efectua acest tip de investigații. Și de aici pleacă cea mai mare problemă. Problema nu atât a subdiagnosticării, cât problema stadializării greșite. Nu reușesc medicii să stabilească stadiul corect al bolii și factorii de prognostic. Terapia modernă a bolilor neoplazice în acest moment este o terapie personalizată. Dacă până în urmă, cu 3-5 ani, toată lumea primea la fel același tip de tratament, acum terapia modernă a neoplaziilor ține cont de personalizarea pentru fiecare pacient. Ține cont de calitatea vieții pacientului, noțiune care până acum 5 ani nici nu intra în discuție pentru un medic oncolog sau un medic hematolog. Acest lucru colegii noștri în teritoriu nu-l pot face. Această terapie personalizată, care este atât de utilă și practic eficientă, terapie personalizată care duce la creșterea supraviețuirii pacientului. Și atunci ce se întâmplă cu acești pacienți? Care sunt sfaturile pe care le primesc de la specialiștii din teritoriu, de exemplu, de acolo mai unde multe nu ori vorbim colegii despre noștri dezvoltare? Trimit către noi, măcar la diagnostic. În cadrul întâlnirilor noastre anuale a Societății Române de Hematologie discutăm între noi, bineînțeles, și ne-am supra-specializat pe categorii de boală și ne ajutăm între noi, astfel încât colegii din Vrancea, colegii din Râmnicu-Vâlcea, colegii din alte zone mai defavorizate, trimit către noi, noi stadializăm corect pacientul, încadrăm pe un tip de tratament, pacientul continuă și tratamentul în teritoriu. Pentru că e ciudat. Analize care nu costă foarte mult, nu se pot face uzual în spitale, în timp ce tratamente care costă extrem de mult se pot face oriunde în țară și orice pacient din orice oraș cât de mic care are o secție de hematologie poate avea acces la aceeași terapie ca într-un centru mare universitar. Și în acest context, unde credeți că e marea problemă? Marea problemă constă în prevenție și investigații standardizate la nivel național. Planul național propus acum pentru prevenirea cancerilor în România este un plan foarte bine făcut. Totul a fost gândit împreună cu oncologi și hematologi din țară, dar până se va pune în aplicare, cred că va mai dura foarte mult. Noi ne-am propus în Societatea Română de Hematologie ca într-un an, maxim 2 ani de zile, să reușim să mișcăm acest sistem și să încercăm să ne creăm propriile noastre centre regionale care să lucreze pentru toți pacienții, colegul dintr-un oraș mai mic să poată trimite printr-un curier mostrele de sânge, da, sau de măduvă, astfel încât să poată fi lucrat într-un centru regional și să primească rezultatele fără a mai
deplasa pacientul, astfel încât pacientul să fie corect diagnosticat, stadializat și tratat oriunde în țară. Odată ce unui pacient i s-a administrat un tratament, fie el și într-un centru mare, pentru că în orașul probabil din care provine nu există această posibilitate, trebuie să revină la acel centru pentru a verifica, nu știu, dacă tratamentul funcționează cum trebuie, dacă starea de sănătate a evoluat sau a involuat. Este obligatoriu, odată inițiat tratamentul, conform ghidurilor de specialitate, pacientul trebuie urmărit prin analize specifice mielomului multiplu la fiecare două cicluri. Dacă boala merge bine și boala este controlată, putem spația acest control legat de mielom la trei cicluri. Și atunci pacientul poate, fără nicio problemă, să-și efectueze tratamentul în teritoriu sau aici, într-un centru mare, și dar obligatoriu este să verificăm de fiecare dată boala. Nu facem terapie pe viață, aceeași tip de terapie, fără să verificăm răspunsul la tratament. Trebuie să mergem într-o scurtă pauză de publicitate. Revenim și continuăm discuțiile. Rămâneți alături de noi. Am revenit și continuăm discuția despre mielomul multiplu, o formă de cancer. În continuare, în platou alături de mine, doamna dr. Sorina Bădeliță, medic primar hematolog la Institutul Clinic Fundeni, și doctorul Nicolae Fotin, medic epidemiolog. Doamna doctor, vreau să vorbim puțin despre aderența la tratament a pacienților, conform ghidurilor europene care există în momentul acesta. Ce ne puteți spune despre acest aspect? Dacă până în 2018 în România aveam doar o moleculă novatoare în terapia mielomului multiplu, începând cu 2018, pacienții au acces la aproape la 90% din terapiile recomandate de ghidurile europene de tratament pentru această boală. Este un salt fantastic și un lucru extrem, extrem de bun pentru pacienții noștri. Apariția terapiilor novatoare, care nu înseamnă chimioterapie, a dus practic la o dublare a supraviețuirii în ultimii 10 ani de zile pentru pacientul cu mielom multiplu. Este un câștig fantastic, pentru că fiecare an câștigat înseamnă posibilitatea de apariție a unei noi molecule pentru pacientul respectiv. Ce a apărut în schimb? Este un lucru favorabil, extrem de bun, faptul că pacientul și-a dublat supraviețuirea, dar a devenit, din păcate, dependent de spital. A devenit dependent de medicul curant și de echipa medicală cu care lucrează. Practic, acest lucru strică foarte mult calitatea vieții pacientului, integrarea lui în mediul familiar și în mediul social, astfel încât pacienții au de cele mai multe nevoie, deși de suport emoțional, pentru a trece și peste această terapie și a înțelege necesitatea venirii atât de des la spital. Ce înseamnă atât de des? În funcție de terapia efectuată, dacă vorbim de pacientul tânăr care face și autotransplant, pacientul tânăr poate veni fie săptămânal la spital, fie la 3 săptămâni înainte de procedura de transplant, după care, după procedura de autotransplant, urmează să vină lunar timp de 2 ani de zile. Pentru pacientul vârstnic, în funcție din nou de tipul de terapie care se alege, poate veni pacientul fie inițial săptămânal, după care se trece la terapie, la venitul la spital o dată pe lună. Și această terapie este continuă. Deci pacientul vine la 3 săptămâni, la 4 săptămâni permanent la spital. Aș reveni puțin la diagnostic și vreau să vă întreb, domnule doctor Fotin, dacă poate fi depistat mielomul multiplu fără acele simptome despre care vorbea doamna doctor ceva mai devreme, într-un stadiu incipient, ceea ce este fantastic, mă rog, dacă se poate spune fantastic, în cazul pacienților cu această afecțiune, ideal, dacă vreți, da? La început, la debutul bolii, automat șansele sunt mult mai mari pentru astfel de pacienți. Așa cum spuneam mai devreme, mielomul multiplu ar putea fi în unele cazuri depistat pur întâmplător la un set de analize care de altfel ar trebui să fie
obligatoriu ca parte a evaluărilor anuale. De exemplu, la o persoană peste 65 de ani, că spuneam vârsta medie de diagnostic e 65 de ani, o electroforeză a proteinelor serice, pe care, iarăși, pacienții sigur le cunosc, IgA, IgM, IgG, ar putea identifica apariția acestor anomalii de multiplicare sau de apariție a variantelor monoclonale a proteinelor care determină acest lucru, neînsemnând că un rezultat pozitiv neapărat ar însemna mielom multiplu, pentru că există și stadii de premielom care nu necesită tratamentele despre care vorbim, ci doar monitorizări. Iar la pacienții mai tineri de această vârstă, o electroforeză odată la 3 ani ar trebui să fie un standard de evaluare. De altfel, în Planul Național de Combatere a Cancerului, plan lansat acest an, medicii hematologi au propus înființarea acestui screening care ar trebui să se implementeze începând cu 2023. Prin urmare, această evaluare de identificare a pacienților care ar rezolva într-un fel și acea problemă de subdiagnosticare a pacienților în România și asigurarea de tratamente în stadii cu cât mai incipiente, cu atât. Să fie la fel de uniți și la fel de dinamici cum au fost astăzi și să arate lumii că Partidul Național Liberal, că România are spirit, are voință, are potențial, are capacitate și are resursă umană să nu ne fie teamă că nu putem să ne angajăm la orice efort și la orice obiectiv pe care ne propunem, împreună cu tot ceea ce înseamnă valorile Uniunii Europene și în care valorile noastre naționale să poată să își facă simțită relevanța. Vreau să le mulțumesc tinerilor, pentru că am văzut foarte mulți tineri astăzi și am stat de vorbă cu ei. Practic, tot ceea ce facem noi astăzi le este destinat. Da. Rostul nostru și direcția noastră de care am vorbit astăzi în susținerea mulțimii nu sunt pentru noi. Sunt pentru ei. Ei trebuie să fie cei care se vor mândri că au preluat de la noi o țară stabilă și o țară puternică și le spunem de acum că au datoria să o ducă mai departe, mai bine decât am făcut-o noi. Vă mulțumesc, vă doresc succes și vă îndemn să ne întoarcem fiecare acolo unde ne desfășurăm activitatea, să ne apucăm serios de muncă și să facem în așa fel încât să nu uităm niciodată că în centrul programului de guvernare, în centrul moțiunii de astăzi, este cetățeanul român. Vă mulțumesc! Cum sunt aceste intervale caracterizate, doamna doctor? Care este starea pacienților? Ce vă spun? Pentru că automat în momentul în care încep să aibă rezultate bune după tratament, bănuiesc că sunt optimiști și că starea lor psihică este una mai bună. Dar în momentul în care vorbim de recidive, înțeleg că este ceva care
nu este permanent și că va veni și o vreme mai bună, să zicem așa? Din păcate, impactul este extrem de mare asupra unui pacient la diagnostic. Pentru oricine se află că are o boală malignă, este absolut dramatic. Și inițial, pacienții sunt extrem de temători, lipsiți de încredere față de tot ce înseamnă viață de acum și față de echipa medicală, dar încet, încet, după 2-3 cicluri, prin controlul bolii, boala intră în remisiune, dispar simptomele, pacientul vede că își poate relua încet, încet stilul de viață anterior. Din nefericire, prima remisiune este cea mai lungă. Practic, doar după prima linie de terapie, remisiunea este, putem să o considerăm, cea mai lungă. Prima linie care, acum vă spuneam, poate să fie permanentă sau undeva la 2 ani și jumătate. Ulterior, începând cu prima recădere, acestea vor fi din ce în ce mai frecvente și vom fi nevoiți să schimbăm de fiecare dată tratamentul. Deci, practic, după fiecare recidivă, pacientului este readaptat tratamentul pentru stadiul respectiv și niciun pacient nu se comportă la fel ca celălalt. În mod sigur. Deși este o singură boală, niciun pacient nu este la fel cu celălalt. De fiecare dată, pacientul trebuie din nou reevaluat, restadializat, căutat care sunt factorii de risc, care sunt posibilele complicații care pot să apară legat de recăderea respectivă și început un tratament adecvat tipului de recădere. Vreau pe final, mai avem încă 3 minute din emisiune, vreau, doamna doctor Bădăliță, să vă rog să le faceți câteva recomandări pacienților. În primul rând, aș dori să le recomand să aibă încredere în medicul curant și să formeze o echipă împreună cu medicul curant, pacient și familia pacientului. Este foarte importantă comunicarea între medic, pacient și un membru al familiei. Pentru că noi, în primul rând, ca medici, putem să le oferim terapia specifică bolii, terapia complicațiilor bolii. Dar suportul emoțional este, în primul rând, oferit de familie, fie mergând alături de pacient la spital, fie în continuare la domiciliu. De asemenea, aș dori să rog pacienții să nu-și piardă speranța. Terapiile au evoluat fantastic de mult. Sunt niște progrese foarte mari efectuate în ultimii 5 ani de zile în terapia mielomului multiplu și, așa cum spuneam mai devreme, fiecare a câștigat înseamnă un pas înainte pentru o nouă moleculă, pentru un nou tip de terapie viitoare. De asemenea, aș dori să atrag atenția pacienților că una din complicațiile de temut ale mielomului multiplu, așa cum amintea domnul doctor mai devreme, este infecția. Și să nu lase garda jos în această perioadă că a dispărut COVID-ul, că au dispărut celelalte viroze. Pacientul cu mielom multiplu face de 10 ori mai multe infecții virale și de 7 ori mai multe infecții bacteriene decât un pacient obișnuit. Motiv pentru care în această perioadă, când încă este prezent SARS-CoV-2, când avem gripă, avem viroze, pacienții trebuie să fie extrem, extrem de atenți și să poarte mască, să evite aglomerațiile, să se protejeze ca în ultimii 2 ani de zile. Și pentru telespectatori în general, aș vrea să amintesc și să rog să, ca anual, pentru cei peste 65 de ani, să-și efectueze electroforeza proteinelor serice prin intermediul cabinetelor medicilor de familie sau prin analizele pe care și le fac marea majoritate anual, iar pentru cei tineri sub 65 de ani, măcar o dată la 2-3 ani să efectueze această analiză. Vă mulțumesc tare mult, doamna doctor Bădăliță, pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule doctor Fotin. Ne revedem săptămâna viitoare. Cu mare drag vă mai aștept, doamna doctor, și cu altă ocazie. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit, stimați telespectatori. 360 Medical se oprește aici. Sunt Aneta Sângiorzan. Vă doresc să aveți o duminică excelentă în continuare. Numai bine!